Iar acum areți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, la capitolul 2, 2 Timotei, capitolul 2, unde Apostolul Pavel îi spune lui Timotei următoarele cuvinte. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Prin Harul lui Dumnezeu, dragii mei, și în această dimineață suntem adunați în jurul cuvântului Său ca să mai învățăm, ca să mai auzim din cuvântul Lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu ne-a vorbit din Cartea Romanilor un pasaj frumos și cred că este valabil și astăzi. Faptul că îi acuzăm pe alții, nu ne putem dezvinovăți, avem și noi înșine de schimbat atât de mult la viața noastră ca să semănăm mai mult cu Hristos. Spuneam desi ori, dacă am fi asemenea lui Hristos și am fi gata, n-am mai fi pe lume, câtă vreme respirăm și suntem aici, înseamnă că nu suntem perfecți și Dumnezeu încă mai vrea să ne mai cioplească. Amin? La mei, în această dimineață mă uitam la pasajul citit, o convorbire între mentorul Pavel și ucenicul Timotei. Și același Pavel îi spunea lui Timotei, tot aici în Cartea 2 Timotei, doar mai târziu în capitolul 3, spune Pavel așa, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat. De ce? Pentru că știi de la cine le-ai primit. Este foarte interesant că apostolul Pavel nu spune, tu ai fost convins de logica Evangheliei. Evanghelia este reasonable, are logică, are, ai înțeles, ți-am demonstrat. Nu spune nici că a fost convins oarecum de puterea, elocvenței sau de impresio, impresionanta forță retorică a Evangheliei predicate. Spune nu, Timotee, trebuie să rămâi în ea pentru că tu știi de la cine ai primit-o. Cu alte cuvinte, valoarea ceea ce ai învățat tu stă în primul rând în caracterul meu ca și vestitor, spune Pavel. Tu mi-ai văzut viața mea și spune aici, Pavel, tu însă ai urmărit de aproape. Nu la televizor, nu, nu dintr-o carte. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Nu numai învățătura, ai urmărit de aproape purtarea mea. Ai urmărit de aproape hotărârea mea, credința mea îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Pavel aici are greutate, spune omule, Evanghelia asta pe care eu ți-o dau. Este o Evanghelie pecetluită cu o viață sfântă. Și ascultați ce spune aici cuvântul mai departe. Timotee, ce ai auzit de la mine, să încredințezi -mi cui? la oameni de încredere. În această dimineață vreau să mă opresc la acest cuvânt frumos, oameni de încredere. Pavel spune, Timotei, eu ți-am dat Evanghelia ca un om de încredere. Tu însuți ești următorul în lanțul acesta, ești ucenicul meu, te-am ales pentru că ai fost un om vorbit de bine, ai fost un om cu un caracter ales, bătrânii din listra te vorbeau de bine, ești un om de încredere, asta contează pentru Evanghelie. Nu cumva să dai Evanghelia la oameni de nimic, să o încredințezi la oameni de încredere. Comora aceasta numită Evanghelie, frați și are nevoie astăzi și Dumnezeu caută în biserica Lui oameni de încredere. Dumnezeu caută în această dimineață la Elim oameni de încredere. Evanghelia este o comoră așa de mare. Este o valoare inestimabilă. Ea nu se poate încredința decât la oameni de încredere. Vreau să te întreb astăzi pe tine, crezi că ești un om vrednic de Evanghelia lui Hristos? Sunt eu, ești tu, suntem noi astăzi oameni vrednici de încredere? Oameni care să se ridice la, la înălțimea standardului Evangheliei, o Evanghelie curată, o Evanghelie sfântă, o Evanghelie plătită de Hristos cu însuși sângele Lui. Oare suntem noi oameni care să fim vrednici de încredere? să primim și să ducem mai departe Evanghelia lui Hristos? Spunea Pavel, comora aceasta, zicea el, ce frumos vorbește el acolo în doi Corinteni, comora aceasta, zice, o purtăm în niște vase de lut. Ăla suntem noi, fragili, ne sfărămăm, avem slăbiciuni, însă ne spune Pavel, totuși, Trebuie să fim niște vase de încredere pentru Evanghelia lui Hristos. Oameni de încredere, asta are nevoie Dumnezeu astăzi. Omul de încredere este omul la care dacă îi spui un secret îl păstrează. Să definim un pic ce înseamnă omul de încredere. Omul de încredere este omul care dacă îi spui ceva că e secret, trebuie să rămână secret. E vorba de încredere, să știi ce să spui și ce să nu spui. Omul slobot la gură nu-i vrenit de Evanghelie. De asemenea, omul de încredere, în alt sens al cuvântului, este omul la care dacă îi dai un task, o sarcină, o duce până la capă, nu merăuat indiferent ce se întâmplă, omul de încredere, dacă ai spus, vezi, ocupă-te de cu tare lucru, este omul pe care știi că dacă l-ai pus în charge, l-ai pus în... îi re... da responsabilitate, este omul care își face treaba bine. Asta înseamnă încredere. O definiție generală, însă în această dimineață vreau să mă uit la pasajul citit și să observ că Apostolul Pavel ne descrie omul de încredere prin trei ilustrații foarte, foarte plastice spune aici Pavel, omul de încredere este ca un ostaș. Prima imagine pe care Pavel ne-o pune astăzi în față este imaginea soldatului. Și spune așa, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș, spune aici Biblia, nu se încurcă cu treburile vieții. Dacă vrea să placă celui ce l-a trimis la oaste. Ce putem învăța în această dimineață de la un soldat? Care e lecția soldatului pentru creștin? Spune cuvântul așa de clar, ostașul nu se încurcă cu treburile vieții, pentru că vrea să placă celui care l-a trimis în misiune. Ostașul prin definiție este, este persoana care are acel sens al urgenței. Ostașul prin definiție are acea mentalitate a misiunii. Sunt într-o misiune. Nu pot să-mi permit să mă încurc cu treburi pe drum. Sunt într-o misiune, am o telegramă, am o misiune și misiunea mea este să mă duc să eliberez un anumit teritoriu, să păzesc un anumit obiectiv, misiunea așa de importantă încât nu îmi permit să mă încurc cu plăcerile vieții. Imaginați-vă un soldat care uh, duce o telegramă importantă, da, sau al, ar, uh, alimentează cu armament o bază militară, da, sunt în război și el duce armament, el duce gloanțe, duce uh, muniție pentru acea bază militară. Și imaginați-vă că se oprește la Starbucks. Ăla nu e soldat. Imaginați-vă că mai stă pe telefon cu prietenii. La nu e soldat. Imaginați-vă că se oprește zicând, acum vreau să mă duc să mănânc bine la Olive Garden sau la un restaurant bun, la, știu eu, Cheesecake Factory sau undeva, mă opresc, mănânc bine, că armata mai poate aștepta. Nu există așa ceva. Sau mă opresc și mă joc niște game mai stau pe telefon, mai stau pe Facebook. Vedeți, este incompatibilă imaginația asta a mea cu imaginea soldatului. Soldatul pune deasupra plăcerilor vieții sensul misiunii. Pentru el e mai importantă misiunea decât plăcerea de o clipă a vieții. El știe că are o viață limitată, soldatul ne învață restricționare, soldatul ne învață privațiuni. Nu îmi permit, pentru că misiunea mea este mai importantă decât nevoile mele. Această imagine și nu numai aceasta, toate cele trei lovesc frontal, dați-mi voie să spun, lovesc frontal în mentalitățile noastre, în bagajul nostru cultural. Viața noastră aici, în țara aceasta, și nu numai aici, în tot Occidentul, este o viață a cărei țintă este plăcerea. O viață în care să ne simțim bine. Uitați-vă cât de mult contează pentru noi, pentru Occidentalul obișnuit, că e în Germania, că e în România, că e aici, cât de mult contează să se simtă bine și să aibă parte de plăcere. Ba chiar am început să îmbrăcăm această doctrină lumească, această doctrină a Occidentului în, într-o într haină teologică și predicăm așa de mult despre fulfillment. Everything is about fulfillment să ne împlinim viața, să trăim de plin. Să trăim o viață de plin, spune noi, asta e Biblia. Însă iată că metafora soldatului contrazice și spune viața unui creștin este ca și viața unui soldat. Pentru el misiunea lui, chemarea lui, împărăția lui Dumnezeu este deasupra oricăror plăceri ale vieții. Vreau să atrag atenția foarte important, gândul central. Nu se vorbește aici despre plăceri păcătoase. Soldatul nu se încurcă cu treburile care? Ale vieții. Cu plăcerile legitime. Un soldat nu-și permite când este în misiune să meargă până la acasă, la nevastă. Nu-și permite. Este în misiune. Desigur, nu vreau să predic că nu avem voie să ne căsătorim. Nu asta era ideea. Ci ideea este că pentru el misiunea este peste plăcerile. Legitime, nu păcătoase. Am început să ducem o luptă teologică. în frate, e păcat? Păi nu. Demonstrează cu Biblia că să mă uit la un movie e păcat. Demonstrează cu Biblia că să văd un meci e păcat. Demonstrează cu Biblia că să mă duc la bici e păcat. Și, desigur, noi nu putem dovedi cu Biblia că acestea ar fi păcat. Însă astăzi Apostolul Pavel ne amintește că, deși sunt plăceri legitime, unele și nu păcătoase, totuși creștinul are o mentalitate de soldat. El nu-și permite să investească prea mult timp în lucrurile vieții, nu păcătoase, ale vieții. Eu am iubit foarte mult fotbalul și nu pot să spun că n-am mai jucat niciodată. Dar într-o zi m-am tot ziceam, ce i păcat în asta? Și venind de la un meci, un coleg mi-a zis, mă Amy, un soldat nu se încurcă cu treburile vieții. Pentru prima oară în viață m-am trezit și am zis, aici am găsit un sprijin în Scripturi ca să nu mai investesc atâta timp în lucrurile astea. Fraților, nu e vorba de a fi păcat sau a nu fi păcat, ci întrebarea pe care o pun azi este cât de mult urmărim plăcerea în lumea asta și cât de mult suntem conștienți că deasupra plăcerilor noastre este chemarea noastră a sluji în împărăția lui Dumnezeu. lui Dumnezeu nu-și permite plăceri legitime. Omul lui Dumnezeu are un timp limitat pentru astea, nu că sunt păcătoase. Vreau să repet, Biblia ne vorbește clar, omul are dreptul să mănânce, este o plăcere a vieții. Omul are dreptul să doarmă, odihna este o plăcere legitimă, noi oamenii lui Dumnezeu avem dreptul să ne căsătorim, avem o, o carte întreagă în Biblie, Cântarea Cântărilor, care ne spune că de fapt căsătoria nu e doar pentru a face copii, ci este și pentru plăcere, este o plăcere pe care Dumnezeu ne-a dat-o, însă dragii mei, Creștinul este omul care de -a, pune deasupra plăcerii chemarea lui la slujire, chemarea lui la împărăția lui Dumnezeu. Aici este problema Americii, este problema Occidentului, a Românului, problema oamenilor. Ne-am îngropat în plăcere. Totul e legat de plăcerea mea. Să mănânc bine, să mă odihnesc bine, să am un movie fine, să petrec timp și nu mai am timp. Și am uitat, am pierdut mentalitatea mea de soldat. Sunt într-o misiune pe acest pământ. Și trebuie să renunț uneori chiar la plăcerile mele de o clipă. Stau de multe ori în bibliotecă și știu, am de ales, studiez sau mă uit la un meci. Da, nu pot să zic că ar fi păcat, dar știu că soldatul nu are timp. El știe că este a sense of emergency, of urgency. Domnul vine în curând. Lucrarea lui caută oameni dedicați, oameni la căror viață este axată pe chemarea lor și nu pe plăcere. Vreau să spun ceva radical acum legat și de familie. Puteți să nu fiți de acord cu mine nici unul. Nu cred că familia este mai sus decât lucrarea. Nu cred. Este o altă invenție a teologiei noastre fulfillment theology. Dumnezeu pe primul loc, familia și apoi lucrarea. Și așa de importantă devine familia și distracția și family încât lucrarea nu mai există pentru mulți dintre noi. Nu mai avem timp de lucrare de Dumnezeu, de profeții, de rugăciuni, de biserică, pentru că am spus, domnule, familia e pe loc întâi. Biblia spune asta. Fals. Într-o spune Scriptura că au venit la Isus și au spus, învățătorule, te caută mama, familia. Ce zice Isus acolo? Iată mama mea. De cel puțin două sau trei ori în Biblie, mama e dezamăgită că Isus nu-i dă atenție. În acel text, Isus așează vocația, chemarea, așează împărăția lui Dumnezeu deasupra familiei. Este o teologie falsă, una a Americii, îngropată în plăcere și personal fulfillment. Că familia, familia și familia. Și nu mai e timp pentru Dumnezeu. Fals. Andreea știe bine, a spus, noi vom fi împliniți ca familie atâta vreme cât existăm în cadrul chemării care ne-a dat-o Dumnezeu. Eu și soția mea ne bucurăm chiar și de viața de familie atunci când împreună ne sacrificăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Când nu ne mai sacrificăm și punem familia și plăcerile noastre întâi, și timpul nostru întâi, și distracțiile noastre întâi. Frații mei, nu mai există nici în familie bucuria pe care Dumnezeu o promite. Credeți-mă! Nu putem să facem o separare între Dumnezeu ca persoană și împărăția lui. Este o dihotomie, o împărțire care este artificială în doctrina noastră. Soldatul știe: Familia ta și familia mea există și este fericită doar în cadrul jertfirii pentru Dumnezeu. Altfel e pur egoism, nu teologie. Asta e egoism. Sigur, Biblia spune că unii oameni ajung să neglijeze familia. Atâta spune Biblia. Nu spune că e pe locul doi, că trebuie să sacrificăm chemarea noastră, slujirea noastră pentru familie. Nici nu spune asta. Spune că unii ajung sub așa zisa chemare să neglijeze familia. Aia e problema. Asta e altă extremă. Însă am ajuns să spunem familie, familie, să o îmbrăcăm în doctrină și să trăim pentru plăcere. Eu sigur, spuneam, plăcerile sunt legitime, multe. Însă Dumnezeu ne cheamă azi să înțelegem mentalitatea soldatului, privațiuni. Mă gândeam la mulți oameni care nu mai postesc. Pentru ce zic unii, mai ales martorii Jehova, ce sens are să postești? Într-o țară în care e așa important să fii sătul, și, de adevăr, venind aici, mi se pare că e absurd. Mă simt prost de multe ori, mă simt incomodat când postez, când cineva poate și dă seama că postez. E absurd, puțini oameni mai postesc. Pentru că am ajuns să punem plăcerea mai sus decât sacrificiul. Și vreau ca Dumnezeu să ne învețe astăzi sacrificiul. Spune cuvântul Dumnezeu că această comoră a împărăției lui Dumnezeu, așa de frumos, zice acolo, este, spune Mântuitorul, ca o, ca o comoară într-o țarină, ne spune în Matei. Împărăția cerului se cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei vin de tot ce are. Păi nu e absurd? De ce să dea omul tot ce are? Toată plăcerea lui, toată comoara lui, pentru că asta e împărăția lui Dumnezeu, să dai tot ce ai. Și spunea Mântuitor, oricine vrea să scape viața, oricine iubește viața, nu păcatul, viața, mai mult decât pe mine, viața lui, plăcerile lui, o va pierde. Și cine o sacrifică, și cine o pierde pentru mine și pentru Evanghelie, spunea acolo împărăția, o va câștiga. Iată plăcerea, iată bucuria, spunea Pavel. Simt plăcere în defăimări. Simt plăcere în prigoniri. Așa pare masochist. Însă ajungi să iubești lucrarea lui Dumnezeu și sacrificiul și postul și rugăciunea, încât să-ți se facă plăcere. O, Doamne, transformare. Schimbare radicală care ne cere Dumnezeu în această zi. Mai mult, Cuvântul ne spune aici. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. A doua imagine pe care Pavel o folosește pentru a ne deschide mintea să înțelegem oarecum omul de încredere, creștinul serios, este imaginea sportivului. Interesant. Spune Pavel aici, un sportiv nu câștigă cu nuna dacă nu respectă regulile jocului. Dragii mei, vreau să zic că o a doua tendință sau obsesie lumii de astăzi este libertatea. Spuneam, una dintre obsesiile de azi este plăcerea și ostașul și imaginea lui ne învață că nu plăcerea e pe primul loc, ci chemarea. A doua imagine este imaginea sportivului și Biblia ne spune un sportiv nu are cum să câștige cu una dacă nu se luptă după regulile jocului zelul, pasiunea, alergatul, energia, n-au nicio valoare atunci când nu respecti regulile. Mi amintesc când eram copii și ne mai jucam în fotbal, vinea câte un nătâng așa începător și fugea pe teren și venea vinea mingea și din instinct o lua cu mâna și toți ne opream și râdeam și el fugea în continuare. Și se uita, what's wrong? Păi, e hands. Păi și ce? Pentru atâta ne oprim? Da. E vorba de reguli. Nu înțelegea ideea de regulă. Astăzi în sporturile moderne se numără în inci, video, o trecut sau nu, de linie. Există aparaturi speciale, dacă mingea trece, nu trece toată circunferința de linie, nu se consideră out sau gol și te gândești pentru atât, pentru un inch, pentru un pic, să dea înapoi mingea și să înceapă din nou și să nu fie valabil. Da, pentru că orice sport are reguli. Și astăzi Dumnezeu ne amintește că obsesia noastră pentru libertate trebuie confruntată cu cuvântul lui Dumnezeu care ne amintește. Creștinul este ca și un sportiv. Râvna nu ajunge E nevoie de o înțelegere a regulilor împărăției lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Pavel ne spune foarte clar legat de libertate. Iar spun Libertatea este o, un drept al creștinului, aici lucrăm pe un teren sensibil, plăcerea e legitimă, dar nu este o prioritate. Ne se spune aici în Biblie că libertatea este un dar al lui Dumnezeu, noi ca și creștini, spune Pavel aici, fraților Galaten 5, voi ați fost chemați la libertate, suntem chemați la libertate, avem libertate în Hristos. Însă una dintre tendințele noastre este să facem din această libertate, cum spunea Pavel, fraților, numai să nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și aici e problema. Nu ne plac rânduielile. Tendința noastră naturală este că libertate nelimitată, însă astăzi ne amintește cuvântul că libertatea unui creștin, fraților, este limitată. Noi nu trăim pentru firea pământească. Iar zic, vin mulți și ce rău în asta? Păi noi, nu eu nu-ți pot dovedi cu Scriptura, însă libertatea ta, când ajunge să însemne viață firească, când libertatea ta te face un om libertin, un om care nu mai trăiește pentru Dumnezeu, ci pentru fire, libertatea aia nu mai este o libertate înțeleasă scripturală. Și tendința noastră, iarăși spun, este una de a dărâma orice gard. Uitam chiar ieri, a apărut un articol postat de o creștină care spunea că s-a hotărât înaintea lui Dumnezeu și înaintea bărbatului a făcut legământ să nu mai poarte leggings. Eu nu știu ce înseamnă leggings, când am văzut articolul, am înțeles după aceea despre ce era vorba și atâtea critici, acolo comments, nu ești normală, păi cum poți să speri așa ceva? Ești fanatică, asta e legalism. Și ce erau creștini. Este o obsesie pentru a dărâma garduri. Este o tendință naturală în noi și nu numai în noi, ca fire în creștinismul modern, să uităm că sportivul se luptă după reguli. Nu că le vreau eu, nu că e vorba de un comitet sau de o biserică. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, are regulile ei. Și ne spune Pavel frumos în 1 Corinteni, capitolul 9, un alt pasaj care îl citim desior, spune Nu știți că cei ce aleargă la locurile de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de opște se supun la tot felul de înfrânări. Și spune cuvântul, și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji, slăvit să fie Domnul. Dragi creștini, libertatea noastră este limitată. Sportivii se abțin de la multe plăceri normale. Spuneam deseori, am mai vorbit și cu, mai ales cu boxeri și îmi spuneau că nu mâncau câte o săptămână, câte 10 zile să piardă kilograme și pierdeau câte 5-10 kilograme în câteva zile și spuneam, mâncam un pic de șuncă seara, mâncam, beam un pic de apă și nu mi-a să cred că un om din lume face atâtea sacrificii pentru o cunună trecătoare, zice Biblia. Pentru o centură neagră, pentru un ochi vânăt, pentru un titlu de campion și totuși oamenii ăștia postesc. Postesc. Auzeam că Britney Spears, să mă iertați că aduc astfel de nume, postește câte trei zile înainte de un videoclip, să arate bine la videoclip și nu mănâncă trei zile ca să fie in shape. Și eu, creștinul de astăzi, fata modernă din biserică, nu mai postez deloc. Ce atâta fanatism! Ce atâta îngustare, ce atâta limită, dragul meu, în, 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 contra acestei tendințe care e în noi, în mentalitatea noastră culturală de a merge beyond the limits, ne amintim astăzi și cuvântul ne amintește că suntem chemați să fim sportivi ai lui Dumnezeu, dacă vreți, să fim ca niște sportivi care înțelegem că un sportiv capătă cu una doar dacă respectă rânduiala. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să învățăm ceva de la sportivi Dacă tot îi priviți, fraților, măcar să învățați ce ne învață Biblia. Zice, dacă tot vă uitați, învățați ceva. Uită-te cât sacrificiu pentru un titlu. Și eu, așa de greu, mai fac eforturi pentru Dumnezeu. Doamne, trezește-ne. Iată modelul ostașului, modelul sportivului, ca să înțelegem că nu plăcerea, ci misiunea. Ca să înțelegem că nu libertatea, chiar dacă e a noastră, ea nu este deasupra acestei, acestei limitări, acestei discipline în ce privește rânduiala. Singur vreau să mă abțin. Eu vreau să postesc, Nu pentru că biserica îmi cere. Eu vreau să mă îmbrac modest. Nu pentru că îmi cere cineva. Eu vreau să trăiesc curat. Eu. Pentru că am înțeles că un sportiv nu va căpăta cu una decât dacă luptă după rândul el. Și ultimul, în încheiere, spune cuvântul aici, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Trece Pavel de la soldat la sportiv și de la sportiv la agricultor. Și ne spune, fraților, uitați-vă la un agricultor. Omul ăsta muncește până strânge roadele. Și asta lovește frontal în tendința noastră modernă de a avea rezultate instant. Nu merge imediat lucrarea, o las baltă. Nu merg lucrurile cum vreau eu, copilul nu se mai pocăiește, nu mai rog. Și astăzi Pavel ne amintește că lucrarea lui Dumnezeu se face cu răbdare, se face în timp, și cu mult sacrificiu. Exemplul plugarului lovește, dacă vreți, în una dintre caracteristicile moderne ale lumii, și anume leisure și comoditate, plăcere, relaxare. Se spune Pavel, nu, creștinismul nu-i despre asta. Să te odihnești, e legitim, să ai odihnă, e legitim, să te relaxezi, e legitim. Dar trebuie să înțelegi ca și creștin că deasupra odihnei, a comodității, a plăcerilor acestora, în, în sfera aceasta a relaxării, deasupra este chemarea la muncă și la sacrificiu. Creștinismul, dragii mei, asta înseamnă râvnă. Mă uitam acolo, spune Pavel Bisericii din Corinteni, așa de frumos, fraților, am o mare încredere în voi. Zic, wow, ce fain! Să spună un păstor de biserica lui, am o mare încredere în voi toți. Și eu îmi doresc ca în biserica Elim să fie numai oameni de încredere. Și spune Pavel, am o mare încredere în voi. Mare încredere. Și spune și de ce. Pentru că spune acolo cuvântul Lui Dumnezeu în 2 în Corinteni, pentru că voi, spune aici în, în, în Cartea Domnului, sunteți niște oameni de sacrificiu, spune, cunosc râvna voastră pentru mine. Râvnă, ce râvnă aveți voi pentru lucrare, zice. Și mă gândeam, wow, ce biserică în care avea, toată lumea avea râvnă pentru lucrare. Toată lumea venea la biserică, toată lumea era preocupată să, să dea pentru biserică, toată lumea predica, se ruga, postea. Și spune Pavel, văd râvna voastră pentru biserică, văd că aveți o râvnă pentru mine. Și așa o bucurie pe apostolul Pavel, că oamenii ăștia aveau râvnă. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne îmbrace, dragii mei, în această zi, în râvnă. Suntem așa de comozi și am impresia că una din problemele noastre ca și creștini este comoditatea. Însă plugarul ne învață azi că viața de credință nu-i o și relaxare în primul rând, ci este sacrificiu și multă muncă. Când am venit în America, am crezut că pentru noi românii Munca este pe primul loc și Dumnezeu este pe locul doi și Biserica. Așa am crezut eu. Am crezut greșit și îmi cer iertare pentru asta. Una din cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele aici este să constat că munca e pe locul întâi, vacanțele și relaxarea este pe locul doi și Dumnezeu E pe trei. Una dintre cele mai mari dezamăgiri. I can't contain myself. I have to tell you. Dacă nu lucrăm duminica, avem noi acolo cel puțin zece duminici în care nu ne deranjează nimeni. E vacanța mea. Don't touch it. Dacă nu lucrez, dacă nu-i vacanță, dacă, nu, dacă am chef să vin la biserică, pentru că mai e și asta, nu am vacanță, nu suntem liberi, nu lucrez, dar mă simt obosit. Comoditatea pură, nu neapărat leisure, comoditate. Și ce mai rămâne? Din 52 de duminici, 25, 30, le mai dăm lui Dumnezeu. Plugarul înțelege. Că agricultura se face cu sacrificiu. Creștinul trebuie să înțeleagă că, deși e normal să te odihnești, e normal să ai timp liber și să ai relaxare în viață. Nu spune Biblia că nu. Totuși, când aceasta pune stăpânire pe viață, nu mai suntem creștini. Și îmi pun o altă întrebare, și mai grea la încheiere. Arunc o întrebare. Iarăși grea. Mă întreb dacă facem bine sau rău că sponsorizăm creștinul comod cu transmisiuni pe internet. O întrebare serioasă. Mă întreb din cei 100 care sunt online cât sunt bolnavi și dacă sunt doar 20%. Mă întreb, oare pentru ceilalți 80%? Nu stimulăm această, nu știu, să zic, un fel de crescătorie a creștinilor comozi? Nu dezvoltăm noi aici un habitat, un obicei necreștin? Dezvoltăm creștinul virtual, îl alimentăm. Și să știți că e numai virtual, nu e real. Și acum e numele. Creștinul e virtual. E numai virtual. Îmi amintesc când eram copil și Mama hrănea copiii mai mici cu măr cu biscuite, era atunci deja o pastă pentru bebeluși. Și eu eram mai mare, dar mi-era era, mi -era, mi -era poftă, era, eram invidios. Vreau și eu să mă trateze ca pe un bebeluș și vineam să-mi dea și mie. Îmi dădea o lingură, vineam a doua oară, spunea, cară de aici. Tu ești mare, nu ți rușine, cum să mănânci așa cu lingura? Nu cumva noi le dăm cu lingurița la acești răsfățați. Aș face un pol aș face o analiză, aș număra un interviu să văd cât la sută din cei care ne ascultă pe internet sunt bolnavi și cât la sută sunt creștini comozi pe care noi îi hrănim. Și dezvoltăm acest simptom al lenii, simptom al creștinului orientat pe leisure, vacanță, relaxare, odihnă și care vine la biserică în ce mai rămâne. Dragul meu, în această zi Dumnezeu ne cheamă să ne amintim că viața de creștin nu este o glumă. În tocmai ca un soldat, noi trebuie să înțelegem că suntem chemați la misiune întâi și nu la plăceri, ai pe locul doi. Plăcerile vieții, alea păcătoase. Și suntem chemați la sacrificiu pentru împărăție. De asemenea, în încheiere vreau să repet, suntem chemați să învățăm ceva de la sportiv. Libertatea nu e nelimitată, viața de credință nu înseamnă prin definiție libertate. Lumea înseamnă prin definiție libertate. În Hristos avem o libertate a Lui, dar care ne învață să o rupem cu băgânătatea, să o rupem cu lumea și să trăim pentru Hristos și nu pentru firea noastră pământească. Și în ultimul rând învățăm de la plugar. Credința înseamnă muncă, sacrificiu și nu relaxare. Și nu odihnă. Și nu comoditate. ci să ne nevoim să intrăm pe ușa cea strâmtă. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta, spune acolo Pavel în încheiere, Domnul îți va da plicere, pricepere în toate lucrurile. Poate lucrurile astea au fost greu de digerat și nu convin tendințelor noastre naturale. Să, dragii mei, vreau să ne amintim că suntem chemați să pierdem viața. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu la final. Și să nu uităm ce spune Scriptura, oricine vrea să scape viața, o va pierde. Dar cine înțelege că a o pierde pentru Dumnezeu, a o investi, a o risipi, înseamnă fericire. Și înțelegând cu acesta, dragii mei, să facem legăminte noi în ce privește dedicarea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. Să facem legăminte noi în ce privește dedicarea noastră pentru slujba de biserică, pentru casa lui Dumnezeu pentru proiectele lucrării lui Dumnezeu, pentru formații, dedicarea noastră pentru dărnicie, pentru săraci, pentru bolnavi, pentru evangelizare. Și astfel renoindu-ne aceste legăminte, să ne apropiem de Dumnezeu și să-i mulțumim pentru ziua de astăzi cu toții. Amin.